Inspectorii de muncă au efectuat luna trecută un număr de 90 de controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat 95 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 27.000 de lei. Printre problemele constatate în domeniul securității și sănătății în muncă se numără lipsa planului de prevenire și protecție, neutilizarea echipamentului de protecție și instruirea insuficientă. În luna octombrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 14 accidente de muncă.